Obiectivele realizabile sunt primul pas către îmbunătățirea de sine. Vârsta este nechipzuită și uitată când subestimează tinerețea. Curiozitatea nu este un păcat, dar ar trebui să fim atenți cu curiozitatea noastră. Diferențele de obișnuință și limbaj nu există dacă obiectivele noastre sunt identice și inimile noastre sunt deschise. Eșecul mi-a oferit o securitate interioară pe care nu am reușit-o niciodată să trec la examene. Eșecul m-a învățat lucruri despre mine despre care nu aș fi putut învăța altfel. Am descoperit că am o voință puternică și mai multă disciplină decât bănuiam. Eșecul nu este distractiv. Poate fi îngrozitor. Dar să trăiești atât de prudent încât să nu eșuezi niciodată este mai rău. Eșecul este atât de important. Vorbim despre succes tot timpul. Este abilitatea de a rezista la eșec sau de a folosi eșecul care duce adesea la un succes mai mare. Nu cred în genul de magie din cărțile mele. Dar cred că se poate întâmpla ceva foarte magic când citești o carte bună. Cred că aveți o responsabilitate morală atunci când șase s-a oferit mult mai mult decât aveți nevoie, să oferiți inteligent. Dacă cineva mi-ar cere rețeta de fericire, primul pas ar fi să afli ce-ți place să faci cel mai mult în lume, iar al doilea pas ar fi să găsești pe cineva care să te plătească pentru a o face. Nu avem nevoie de magie pentru a schimba lumea. Avem deja toată puterea de care avem nevoie în noi înșine. Avem puterea de a ne imagina mai bine. Dacă doriți să vedeți adevărata fața unui om, urmăriți cum tratează persoanele inferioare lui. Alegerile noastre arată ceea ce suntem cu adevărat, cu mult mai mult decât abilitățile noastre. Adevărul este întotdeauna mai ușor decât o minciună sau o evaziune, mai ușor de abordat și mai ușor de trăit. Cu toții avem lumină și întuneric în interiorul nostru. Ceea ce contează este partea pe care alegem să o acționăm. Asta suntem cu adevărat. Dacă bărbații caută femei doar pentru sex, atunci de ce sunt surprinși când sunt căutați doar pentru bani? Mulțumim pentru vizionare! Dacă v-a plăcut acest videoclip, lăsați un comentariu, iar dacă nu sunteți abonat, apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu noi citate lăudate zilnic.